în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preiubiții mei, dau slavă prea milostivului Dumnezeu că m-am vrednicit în aceste zile să fiu în slujire misionară atât în regatul Norvegiei cât iată și în regatul Suediei. Au fost multe restricții, însă cu darul preamilostivului Dumnezeu am trecut nevătămat prin toate controlele, prin toate aeroporturile, am călătorit cu avionul, am călătorit cu vaporul, am călătorit cu automobilul și iată-mă acum aici la lunt, în mijlocul frăților voastre, pentru a-l prăznui pe Sfântul Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, ocrotitorul acestei comunității euharistice. Apostolul Domnului Ștefan, este prin excelență arhetipul tuturor martirilor. De mai târziu, așa cum martirajul său constituie și tiparul tuturor martirajelor de mai târziu, a persecuției împotriva creștinilor. Sfântul Ștefan era tânăr, era curat, era neprihănit, era fără pată, era total dedicat Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Luca în cartea Faptele Apostolilor, că era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în popor. Iar unii din sinagogă care nu puteau să îl biruiască în cuvânt pe Sfântul Ștefan, s-au ridicat împotriva lui. Ne spune Sfântul Luca: Nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care el vorbea. Așa se întâmplă de obicei. Toți persecutorii creștinilor, atunci când nu îi pot birui pe creștini, recurgă la defăimare și la calomnie, cum am spune noi astăzi, la denunț calomnios. Ei, iată, acești vrăjmași ai tânărului Ștefan l-au denunțat și în cele din urmă Ștefan a fost audiat de mai marii iudeilor în sinagogă. Iar Ștefan, cu și mai multă putere, plin de Duhul Sfânt, a rostit o vibrantă cuvântare consemnată în capitolul al șaptelea din Cartea Faptele Apostolilor, cuvântare care s-a citit pe larg acum la Dumnezeasca liturgie, la citirea Apostolului. Ați, am, am ascultat cu toții cuvântarea, iar după ce a rostit această cuvântare și i-a mustrat fără nici ciocruțare, pe iudeii care erau învârtoșați, erau împietriți la inimă și la us și nu doreau să primească cuvântul lui Dumnezeu, după ce i-a mustrat pe aceștia, a avut o vedenie dumnezeiască. În timp ce el, el vorbea cu foarte multă înflăcărare celorlalți, ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în Cartea Faptele Apostolilor, că Ștefan a rostit, iată văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, auzind mărturia pe care o, 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 o da pe viu Ștefan, și-au astupat urechile și-au strigat cu glas mare și au năvălit asupra lui. Această vedenie și această mărturisire plină de curaj a Sfântului Ștefan, iată, a însemnat și condamnarea sa la moarte. Fiindcă iudeii l-au condamnat de hulă și de blasfemie și l-au scos afară din cetatea Ierusalimului și acolo l-au ucis cu pietre. Iar în timp ce îl ucideau, fără milă, Ștefan și-a arătat milă față de ei și se ruga Domnului să ierte. Așa cum Domnul însuși s-a rugat pe cruce pentru cei care l-au chinuit și l-au răstinit, așa și ucenicul său se ruga cu și mai multă ardoare ca să nu le socotească Dumnezeu păcatul acesta. Și în timp ce îl loveau cu pietre, Ștefan se ruga și mai zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Iubite frate și iubite soră, aceasta este cea mai înaltă treaptă a desăvârșirii creștine, să te rogi pentru ucigașii tăi, să ai milă față de cei care te ucid fără milă. La această măsură trebuie să ajungem cu toții, să îi iertăm să ne rugăm și să îi iubim pe vrăjmașii noștri și chiar pe cei care ne persecută, care ne chinuiesc și ne ucid. În sensul acesta, iată, Sfântul Ștefan nu este pildă de iubire de desăvârșită. Așa cum Iisus i-a iubit pe vrăjmașii săi, pe cei care l-au hulit și l-au răstignit, așa și Ștefan, iată, I-a iubit și s-a rugat și i-a iertat pe cei care l-au ucis fără milă. El este întâiul mucenic al bisericii și așa cum v-am spus, este arhetipul tuturor martirilor, tuturor mucenicilor de mai târziu, fiindcă toți mucenicii s-au rugat și i-au iert iertat și i-au iubit pe torționarii săi, și în vechime și în zilele noastre. Și iată, ne sunt pildă atâția martiri ai neamului nostru care au suferit în temnițe în perioada comunismului. Toți cei care au arătat milă și dragoste față de cei fără milă, în cele din urmă au reușit să îi câștige pentru împărăția cerurilor. Ne aducem aminte de multele vieți ale Sfinților Martiri, care, arătând milă spre torționarii lor, unii dintre ei chiar s-au întors la credința creștină. Nu puțin sunt cei care îi chinuiau pe creștini și văzându-le dragostea lor desăvârșită și ascultându-le rugăciunea pe care o înălțau cu, cu, cu iubire față de ei, aceștia s-au convertit, au devenit creștini. Acum poate vă întrebați, dar oare s-a convertit cineva dintre cei care îl ucideau fără milă pe tânărul Ștefan? Da, iubite frate și iubite soră, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne relatează faptul că martorii mincinoși și cei care îl ucideau pe Ștefan și-au pus hainele și-au așternut hainele la picioarele unui tânăr care se numea atunci Saul. Cine este acest Saul? Este Apostolul Pavel care, iată, s-a convertit pe drumul Damascului, cum ne relatează în aceeași carte din Noul Testament, Apostolul Luca mai târziu. Deci, după ce Ștefan a fost martirizat, cu siguranță că Saul a fost impresionat de mărturisirea și de curajul tânărului Ștefan și în cele din urmă, arătându-i se însuși Hristos, care i-a zis, de ce mă prigonești? Adică, prigonindu-i pe frații săi prea mici, îl prigonea pe însuși Domnul, pe Hristos îl prigonea Saul. Și Saul s-a convertit în cele din urmă din mare persecutor devenind mare apostol al lui Hristos și a schimbat numele din Saul în Pavel. Așadar, apostolul Pavel este rodul rugăciunii și a sângiului vărsat de întâiul mucenic al bisericii Ștefan, pe care noi îl prăsnuim astăzi. iubite frate și iubite soră, ce putem învăța noi de la Sfântul Întâiul Mucinic și Arhidiacon Ștefan, pe care îl prăznuim astăzi. În primul rând, învățăm să fim nevinovați, să fim curați, asemenea tânărului Ștefan. Nu în ultimul rând învățăm curajul de a mărturisi dreapta credință cu timp și fără timp. Ștefan a avut mult curaj, l-a iubit atât de mult pe Dumnezeu încât nu i-a fost frică să mărturisească adevărul, chiar dacă și-a dat viața pentru adevăr. Și, nu în ultimul rând, învățăm să avem milă față de persecutorii credinței. Să avem milă, fiindcă dacă arătăm milă, și Dumnezeu va face milă cu noi. Iubite frate și iubite sore, iată, trăim în vremuri grele, în, într-un context din ce în ce mai ostil creștinismului. Însă noi, asemenea, Sfântului Ștefan, trebuie să arătăm milă față de persecutorii credinței. Trebuie să arătăm milă și într-un milă nemărginită a lui Dumnezeu rămânem și aici și de plin în veșnicie. Așadar, aceasta trebuie să învățăm, aceasta trebuie să făptuim și sufletele noastre se vor curăți și se vor mântui, asemenea sufletului blând și neprihănit și luminos al martirului Ștefan, pe care îl prăzunim astăzi, cu ale cărui rugăciuni Dumnezeu să ne dăruiască tuturor un colcișor de rai. Vă felicit, vă binecuvântez, vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru că v-ați adunat în număr mare astăzi la Lund, împreună cu copilașii care au cântat atât de minunat colindele noastre strămoșești. Și să știți că Sfântul Ștefan a fost împreună cu noi. Și este împreună cu noi și ne va duce și înaintea tronului Nemitarnicului Judecător și ne va ajuta să primim răspuns bun pentru dobândirea veșnicilor bunătăți. Cu ale sale rugăciuni, Dumnezeu să ne întărească, să ne noiască și să ne sfințească și să ne mântuiască pe noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.